Eu scriu John Smith, dar mai jos apare profilul meu, Natalia Morari. Doamne, ce rușine eu am tras. Cum împărțiți profit? Iată, exact așa face Dudi, cel mai bun vlogger jurnalist din Federația Rusă. Eu când am văzut acel proiect, eu am început să plâng. Говорят aici, de exemplu, în Тулапул ăsta, noi avem un platou de la Юрия Лянка, это около стиклы пирка Тапиола, около есть он у Алты Фарфурии делом Валерию Лазару. Oameni buni, dar nu v-ați săturat de propagandă, pentru că e imposibil, nu uneori vrei o schimbare. Și iubit, noi cine suntem vrea, absolut open-minded. Două persoane. Sincer, plângea sufletul. Noi când ne uitam la asta, pentru că noi înțelegeam că același pericol ne paște și pe noi, dar eu vreau să nu fie rușine. Nici peste 5 ani, nici peste 10 ani să mă uit în oglindă. Salutare, oameni buni, la o nouă ediție Te Testez. O ediție așteptată mai ales de oamenii care s-au înscris în concursul nostru. Au făcut toate acțiunile necesare, au dat un share, au dat un like și, evident, sunt potențiali câștigători. Dar mai exact, chiar câștigători 5 dintre ei, acelor 5 costume care le oferim gratuit, recompensă pentru voi. N-am ajuns la numărul de 1000 de abonați, am ajuns la 636 și pentru asta vă mulțumim. Oferim costumele acum pentru a nu mai ține lumea în suspans. Înainte de sărbători ar fi frumos să fie îmbrăcați în ceva nou. Cei 1000 de abonați cu siguranță îi vom aduna în viitorul cel mai apropiat, acum însă haideți să felicităm câștigătorii. Costumul cu numărul 1, de exemplu, cel negru, merge către Dorin Dobos. Felicitări pentru Dorin Dobos. Costumul cu numărul 2, de culoare verde, merge către Cătălin Black Atlantic. Felicitări, Cătălin. Următorul costum, de culoare orange, este dedicat lui Florin Mihai. Felicitări, Florin! Să vedem cine a primit costumul cu print. Butuc Ludmila e posesoarea lui și îl poate oferi soțului sau altcuiva. Felicitări! Și costumul cu numărul 5, care este al lui Storojov Nicolae. Felicitări tuturor participanților și învingătorilor! Scrieți-ne datele voastre de contact în privat pentru a ști unde exact să vă expediem cadourile. Încă o dată, felicitări! Aceste costume le puteți îmbrăca voi, dacă vă vin, dacă nu, le puteți dărui și voi mai departe apropiaților sau altcuiva. Misiunea noastră este îndeplinită. Haideți să trecem la noua ediție, care este extrem de captivantă pentru că avem un invitat absolut special. Este vorba despre Natalia Morari. Să începem! Natalia, te salut! Salut! În fața afacerii tale. Mă bucur că ai venit. Toată lumea știe că ești mega pasionată de jurnalism. Dar și de business, se pare. Da, absolut. Spune-mi, te rog, cum a apărut propaganda? Propaganda a apărut acum aproape 4 ani. Noi foarte curând facem 4 ani, pe data de 7 decembrie. Ideea s-a născut mult mai devreme. Și aproape un an am lucrat asupra proiectului, îl pregăteam de lansare. Eu încă când învățam în Moscova și după aceasta am început să fac jurnalism acolo, eram absolut impresionată de o serie de localuri de același format, un fel de spații publice în care nu doar se mănâncă și se bea, dar și se discută cu oamenii cu care tu împărtășești aceleași valori. Deci asta vrem să te întreb. Aceleași valori. Deci ești influențată de un șablon, de un tipaj de local care l-ai văzut în altă parte și l-ai copiat. Da, sigur. Eu n-aș spune că sunt influențată de un șablon, eu aș spune că eu m-am inspirat de la alte exemple extrem de bune din punctul meu de vedere. Deci au fost câteva localuri, Jean-Jacques Cafe, Maiac și chitaiski lecic Jiao Da,
în Moscova, unde foarte multă presă, nu doar presă, lume din ONG-uri, din activiști civici, oameni din sfera politicului, jurnaliștii se adunau aproape zilnic după lucru. Normal că discutau la un pahar de vorbă. Uneori aceste discuții se întindeau până la 4-3 dimineața și de obicei localurile se schimbau. Bine că două dintre ele erau pe alături, prin preajmă, Tverskoi Bulvar și era foarte ușor de circulat dintr-un local în altul. Și eu de fiecare dată mă gândeam, asta este aproape genial. Deci tu ai o afacere, vezi aproape în fiecare zi prietenii, discuți cu ei, faci o grămadă de lucruri importante, tu ai fi pierdut foarte mult efort, timp ca să-i aduni pe toți împreună, dar ei se adună singuri și tu încă faci bani pe asta. Eu de atunci m-am gândit că dacă voi avea vreodată șansa și posibilitatea să lansezi o afacere, trebuie de făcut asta. Și iată că s-a realizat ideea deja în Republica Moldova. Cine sunt clienții? În jur de 60% din clienții noștri sunt străini. Ceea ce este foarte bine 60%. Ceea ce este foarte bine din punct de vedere al afacerii în Republica Moldova, pentru că astea sunt cei mai buni clienți, ei au bani, ei nu depind de cursul leului, ei primesc salariile nu moldovenești și ei sunt ei au cultura de a chefui, de a mânca în restaurante, de a cheltui bani, nu de a sta acasă seara. Deci asta pe noi foarte tare ne ajută. Noi am reușit această comunitate să o adunăm în jurul nostru, cred că pentru că suntem unii dintre cei mai buni. Deci, cum află ei de voi? TripAdvisor. Noi permanent suntem ori pe locul 3, ori pe... Am fost odată pe locul 2 în TripAdvisor. Din toată Moldova, din toate restaurantele, da. Lucrați asupra promovării? Nu, absolut. Îți spun de ce. Nu lucrăm nu pentru că nu trebuie de lucrat, pentru că eu am comis o gafă uriașă, enormă, de la bun început, când noi abia ne-am lansat. Și eu țin minte cum TripAdvisor abia apărea pe piața moldovenească și restaurantele au început să prindă gustul, ideea că trebuie să fim prezenți pe platforma aceea. Dar foarte mulți cunoscuți de-ai mei care au și ei de a face cu restaurantele sau baruri, colectau comentariile de la prietenii ca să se ridice ratingul pe TripAdvisor. Nu știu cum, îl suni, te rog, scrie un comentariu bun în limba engleză. Și am decis și eu așa să fac. Și am intrat pe TripAdvisor, pe pagina noastră, și am scris un comentariu în limba engleză. This is the best place, with great atmosphere, good food. Și scriu, de exemplu, John Smith, nu mai țin minte cum am scris. Și am uitat că TripAdvisor este legat de Facebook. Deci, eu scriu John Smith, dar mai jos apare profilul meu, Natalia Murat. Doamne, ce rușine eu am tras! Dar cu TripAdvisor este foarte complicat acolo. Este aproape imposibil de scos un comentariu, pentru că asta este o platformă publică și dacă un comentariu este lăsat, e lăsat. Înseamnă că... Și eu după aceasta am spus la toți, nimeni nu mai scrie. Deci, iată ce va fi, știi, eu așa o rușine am tras după aceasta și noi n-am mai scris, doar că atunci când veneau la noi străini, pentru că ei au cultura asta, noi le spuneam la sfârșit de masă, noi am fi tare recunoscători dacă ați scrie pe TripAdvisor ce credeți despre noi. Și atât așa s-a întâmplat. Super. Noi ne-am ridicat pe loc, nu știu pe ce loc exact ne aflăm chiar acum. Ultima dată când am intrat pe TripAdvisor, săptămâna trecută, eram pe locul 3. Dar ce pe mine mă bucură, pe primele locuri înaintea noastră, întotdeauna se află localurile care sunt rețele, deci rețele mari. Și atunci când este o rețea de restaurante, este evident că ei au un număr mult mai mare de clienți, și de ce un număr mult mai mare de comentarii și de ce probabilitatea mai mare. Da, că se vor ridica. Dar noi suntem un local extrem de mic și noi oricum ne ținem pe primele poziții. Hai. Da. Trebuie nu doar să-l vedem, trebuie și să mâncăm. Hai. Da. Eu cred. Ca să înțeleg. Da. Cine a ales decorul? Împreună cu partenera mea, Svetlana, partener de afaceri. Voi sunteți doi parteneri, da. Eu majoritar, ea minoritar, dar împreună am lansat, deci la toată etapa de prelansare și după lansare, noi nu ne-am dezlipit. Ideea cu decorul a venit din... Știi, lucrurile au coincis.
ca și în orice afacere, atunci când faci business plan și estimează anumite cheltuieli, niciodată, când e vorba de lansarea unei afaceri în Republica Moldova, nu nimerești. Și întotdeauna, pe mine multă lume mă preîntâmpina, dacă s-a cotit că e nevoie de X bani, mulțește la 2, asta va ajunge. Exact asta s-a întâmplat undeva prin mijlocul verii 2013 la noi, când la noi s-a întins reparația și noi am început să simțim că nu prea ne ajung bani și trebuie ceva să facem. Apropo, era un moment când noi, în general, ne gândeam, poate renunțăm la idee, pentru că nu ne ajungeau, nu aveam bani. Asta a fost la început. Asta a fost la început, înainte de lansare. Noi ne-am lansat în decembrie, dar am intrat în clădirea asta în luna martie, deci ne-a luat ceva timp. Lansarea n-a fost foarte ușoară. Inclusiv din motiv că nu ne-au ajuns bani. Și de ce a venit ideea de a merge la magazine de vechituri? Și aproape toată mobilă de aici e din magazine de vechituri. Eu am rămas șocată de faptul ce mobilă frumoasă poate fi găsită acolo și ea este extrem de ieftină. Da, noi după aceasta am curățat, am chemat specialiști, asta ne-a costat un pic, dar asta nici nu se compară cu prețul mobilei noi. Și iată, decorul de acolo a venit, plus la aceasta, noi înainte, la etapa aceea când încă nu eram limitați, ne simțeam destul de ok, noi am angajat un birou de design, am explicat care este ideea, care este ideologia, să zicem așa, al acestui spațiu și le-am explicat și i-a luat ceva timp să ne prezinte proiectul lor. Eu când am văzut acel proiect, eu am început să plâng. Asta, în general, nu ne reprezenta. De deci, unde erau pereți, de aici, de Moldova. Pereții din cărămidă, dar știi, asta era o idee deja atât de banală, cărămida asta albă, care era peste tot în fiecare al doilea local. Bine, există localuri în care asta arată simpatic, dar ne-au propus lucruri atât de banale, atât generale, de tipice, da? Și atât de generale. Deci nu exista în designul cel nicio individualitate. Și atunci ne-am spus, nu, gata, noi facem asta singuri. Și noi am început să mergem la toate magazinele. Căutam cele mai ieftine tapete. Și am cumpărat tapete din Belarus, care erau extrem de ieftine. Deci tapetele din Sala Verde costau 27 de lei un rulon. 27 de lei. Deci acestea erau un pic mai scumpe, în jur de 70 sau 80 de lei un rulon. Dar venea o altă etapă, trebuia de lipit. Și ca să economisim, dar în același timp să folosim aceasta ca promovare, înainte de lansare, noi am chemat toți prietenii la o clacă mare, chiar am numit clacă party, și toți prietenii lipeau tapete. O idee cea bună de început multe... business. Da, dar știi, mulți pe urmă m-a întrebat dacă asta a fost o strategie specială de PR. Prietenii știau că noi lansăm afacerea asta. Este evident, tot cercul de... Da, nu-ți spus prietenii, hai că dau eu 100 lei cu Ivan, numai să nu vin eu personal. Nu, n-a fost așa ceva. Deci prietenii știau, dar noi așa de mult întindeam și toți întrebau, hai, când? Și noi ne-am gândit, în primul rând, asta va fi un fel de mobilizare pentru noi. Dacă vreți, spuneți mâna, da? Da, i-am chemat pe toți și tu știi, asta a creat prima bază de clienți ai localului propagandă, pentru că atunci când tu vii într-un local în care tu ai vopsit scaunul sau tu ai lipit tapete, tu deja te simți parte a acestui local. Și normal că noi am făcut o sesiune foto foarte faină și pe urmă, eto, chiar și la ultima zi de naștere, noi absolut toată sala am umplut cu acele poze și i-am invitat pe toți cei care ne-au ajutat, care au rămas în țară, că mulți au plecat. Și asta a fost frumos. Deci, a fost frumos. Iată așa noi făceam cu prietenii reparații, noi absolut totul am făcut singur. Materialul pentru perdele de la piață, de la Ciocana, unde poți cumpăra la fel vechitori, le-am cusut. De acolo perdele la fel le-am cusut. Deci, absolut tot este făcut de noi. Plus la aceasta, când am făcut deja lansarea, am anunțat-o pentru data de 7, dar oficial ne-am deschis pe data de 9 decembrie. Am comis o greșeală la lansarea. Eu pentru prima dată făceam un event pe Facebook și în loc să fac un event privat,
closed event. Am făcut event public. Și au venit mai multă lume decât te-ai așteptat? Da, au venit aproape 450 de persoane. Tu închipuiți 450 de persoane aici. Asta a fost incredibil. Dar ce e bine? Nu era scris că asta este... pentru că noi ne poziționam ca și cafe-quartirnic, pentru că noi chiar și conceptul design-ului l-am făcut ca și apartament. Da. Dacă intri la noi în liceu, vezi că asta este ca scară dintr-un bloc, unde sunt apartamente cu diferite numere, două WC-uri sunt două apartamente și asta e un apartament, deci tu te afli în scară bloc. În ziua lansării, noi pe toți am chemat nu la lansare, dar la quartirnic. Știi cum? Da, da. La... la Vasile. Casa nouă. Da, da, la Casa nouă. Și condiția noastră a fost, fiecare vine cu un cadou pentru noi și asta este normal, că e casă nouă. Fiecare vine cu un cadou pentru noi, dar asta trebuie să fie ceva vechi, de la bunei, părinți, nu contează, de acasă. Ce ei ar ține la ei acasă? Da, știi, da. Ca și decor. Asta se poate fi, să fie folosit ca și decor. Și iată, absolut tot ce, tot ce tu vezi aici, asta sunt... lucrurile din casele oamenilor. Iată aici, de exemplu, în dulapul ăsta, noi avem un platou de la Iurie Leancă, acolo e sticlă lui Pirca Tapiola, acolo este o altă farfurie de la Valeriu Lazar. Deci, asta e veselă de la... aici ceva este de la Dumitru Diaков, nu mă țin minte ce. Deci, lumea aducea lucruri. Și eu după aceasta, după lansare, am continuat să insist. Cei care n-au fost la propagandă, dar veneau la propagandă, erau obligați să aducă ceva. Pentru că noi am creat un fel de hype. Pe atunci încă nu se știa cuvântul hype, dar noi am creat un fel de hype pe Facebook, pentru că fiecare cadou era fotografiat, postat. Iată, de exemplu, și Valentina Ursu de la Europa Liberă ne dă cărți pentru propagandă. Sau și iată așa toată lumea. Jur, timp de o lună și jumătate undeva, aduna cadouri pentru propagandă, asta tot era pe Facebook. Și îți spun, asta n-a fost o strategie. Intuitiv, eu pur și simplu intuitiv... Și totuși intuiția asta e influențată de undeva, de faptul că ieși des din țară, sau că citești mult, sau că socializezi cu oameni interesanți? Da, da și da. La toate trei. Da. Și ies și socializez și citesc. Cât este de complicat, sau benefic, sau ușor, să lucrezi cu cineva în parteneriat, să ai o afacere în parteneriat? Absolut, absolut. Toți ne spuneau că noi comitem o greșeală mare. Deci noi bine strilegi cu prieteni. Deci noi cu Svetlana suntem prieteni din copilărie, noi ne-am născut în aceeași curte în Hâncești, am mers în aceeași creșă și foarte mulți oameni cu experiență ne spuneau că noi comitem o greșeală foarte mare când ne lansăm în prima afacere, pentru că... Asta e o lege. Da, pentru că imediat ce noi ne vom lansa în afaceri, va veni sfârșitul prieteniei noastre. Da. Vreau să zic că au fost momente complicate, dar noi am reușit să le depășim. Noi, deci nu pot spune că a fost ușor, noi am reușit să le depășim pentru că am fost suficient de pragmatice ambele, chiar dacă suntem prea emotivi uneori. Și noi pur și simplu ne-am împărțit rolurile. Eu mă ocupam mai mult de PR, promovare, aducerea clienților, pentru că eu pot asta să fac, ea se ocupa de administrare. Cum împărțiți profit? Nu vreau să intru în aceste detalii, pentru că totuși e, da, eu sunt partener majoritar, ea este partener minoritar, dar... Ceruturi n-aveți? Nu. Am înțeles. Nu. Împărțim așa încât până acum rămânem prieteni. Super. Să zicem, au trecut 4 ani. Deci eu cred că asta vorbește despre ceva. E o afacere de suflet sau e una chiar profitabilă? Și tu știi, uneori asta nu încurcă unul la altă. Nu pot spune că noi trăim, știi, ne scaldăm în bani, în miliarde, în blenuri și diamante. Dar e o afacere care îți permite să duci în mod de viață decent. Și pentru mine, ca jurnalist, asta este o alternativă foarte bună care îmi permite să fiu independentă. Pentru că în jurnalism, din păcate, bani nu prea faci. Îndeoseb dacă nu lucrezi la o televiziune din unul din principalele holdinguri din țară, e greu de făcut bani buni. Pentru mine propaganda este sursa principală din care eu trăiesc. Dacă ar fi să alegi între televiziune și propaganda? Eu n-aș fi vrut să aleg, pentru că eu nu cred că una încurcă la alta, dar la sigur televiziunea.
Deci asta e viața ta. Normal, da. Spune-mi, te rog, cine sunt oamenii care lucrează aici, cum îi alegi și cât de des îi schimbi? Este un lucru cu care eu foarte mult mă mândresc. Este că de la momentul lansării, la noi colectivul aproape că nu s-a schimbat. Principalele schimbări s-au produs în primul an, în primul rând la bucătărie. Noi foarte repede, după 3 luni de la lansare, noi am schimbat bucătarul șef și eu mă bucur că Alexei Șișchevici e cu noi până acum, pentru că eu îl consider un bucătar de la Dumnezeu. Iată, știi, unii chiar se nasc pentru asta. Iată, el a fost născut pentru asta, pentru a-i ferici oamenii cu mâncarea lui. Tu spuneai că te ocupi personal de promovare. Asculți părerea experților sau totuși faci cum consideri tu și cum simți tu? Promovarea mai mult e în faptul că eu zilnic sunt în acest local. Deci eu zilnic sunt la televiziune seara, ziua în local. Ești un punct de atracție? Ai simțit că oamenii vin să te vadă aici? Străinii nu, pentru că ei habar n-au cine sunt eu și asta e foarte bine. Deci ei vin anume pentru că acest local este cotat foarte bine printre străini. Cei locali, nu știu. Da, eu pe majoritate îi cunosc, pentru că la noi vreo, eu acum nu țin minte, ultima dată când ne-am uitat la statisticile, noi aveam în jur de 70% din clienți, asta clienți permanenți, ceea ce este extrem de bine, asta este un indicator. Noi avem oaspeți care apar aici, iată chiar acum au plecat prietenii noștri, care apar aici aproape zilnic pe timpul, în timpul săptămânii la prânz și noi vedem și în weekend și eu deja îi întreb: oameni buni, dar nu v-ați săturat de propagandă, pentru că e imposibil, nu, uneori vrei o schimbare. Nu, ne simțim bine. Iată, Victor și Viro Panțeru, permanent vin în coace. Este asta și o afacere acum care funcționează deja fără tine? Da. Poți pleca pe un an, doi și vii, găsești lucrurile mai bine decât le lași? Eu anul ăsta, în timpul relansării televiziunii, a fost o perioadă extrem de grea pentru mine, din mai multe puncte de vedere și personale și profesionale. Dar au fost câteva luni la rând în care eu apăream aici maxim o dată pe săptămână și pe 5 minute eu efectiv nu aveam timp. Da, la sigur nu e bine când tu nu apari, pentru că oricum stăpânul trebuie să fie zilnic prezent în local, pentru că asta îi mobilizează pe cei, îi mobilizează pe toți. Plus la asta tu simți pulsul, tu vezi, tu observi anumite lucruri pe care alții poate nu le observă, dar tu le observi. Dacă ai hotărâre, nu știu dacă e posibil să faci o franciză la propaganda, ai încredințat-o cuiva? Deci este, a fost așa un gând? A apărut așa un gând pentru că la noi odată s-au adresat niște oameni, ne-au întrebat dacă noi am dorit să facem de aceasta. Unde? Din România. A fost cineva dintre ei aici în local, tare le-a plăcut și bucătăria. Și oamenii au spus că în România piața este mult mai dezvoltată și dacă ți-a avea așa o afacere... Ar prinde, da? În primul rând ar prinde, în al doilea rând noi aici stăm și luptăm. Trăim în Moldova. În Moldova totul este complicat. Dar în România, tu știi, puterea de cumpărare este mult mai mare. Flux de turiști, flux de... chiar și românii cheltuie mult mai mulți bani. E totuși o țară. Da, îi iau, da. De ce? Dar n-a mers pentru că din mai multe motive, mai mult personale, Svetlana atunci a rămas însărcinată cu al doilea copil, dar eu toți anii ăștia rămâneam implicat, eu totuși, profesia mea de bază, lucrul meu de bază, asta e jurnalism, sunt jurnalist. Și atunci cine poate să se ocupe de asta? Svetlana însărcinată, eu nu pot lăsa televiziunea. Pentru tine e relaxant să ai afacerea asta? Deci ea și acoperă toate cheltuielile ușor? Un restaurant niciodată nu poate fi relaxant. Niciodată. Pentru că acest mecanism, oricât de ideal n-ar funcționa, la tine într-o zi ceva se întâmplă, în altă zi nu-i carne în oraș, în a treia zi ceva e cu, nu știu, cu... Da, financiar. Financiar? Se răscumpără. Da, e ok. Da. Deci nu trebuie să venim să punem bani din altă parte. Așa, deci asta e și asta s-a întâmplat destul de repede. Destul de repede, da, bineînțeles că primele luni
primele luni noi am împrumutat banii de la cunoscuți prieteni ca să plătim salariile, dar asta sunt primele luni. Sigur, primele luni. Dar undeva peste un an și jumătate, deja n-a mai trebuit să... Multe restaurante se închid după 2 ani, așa că voi sunteți niște norocoși. Eu știu, tu știi, în toată perioada asta cât noi suntem aici, noi când vineam pe strada Sciusev, foarte mulți oameni ne spuneau că noi comitem o prostie enormă, pentru că este o stradă moartă, aici niciodată nimeni nu trece și în loc mort. A fost 4 ani în urmă. A fost, da. Dar nu, tare ne-a plăcut clădirea. Apropo, noi o închiriem. E închirie, da? Da. De ce, știi cum, ne simțim mai ok, pentru că noi nu, dacă nu noi te-ai gândit să o răscumperi? Nu. Eu totuși, știi, eu mă gândesc, tu niciodată nu știi ce se va întâmpla, cum se vor schimba lucrurile și să fii legat de un credit pe nu știu câți ani ca să plătești, pentru că totuși e vorba de o clădire în centrul Chișinăului, aici pământul doar cât costă. Da. Și atât, în toată perioada asta, cât noi suntem aici, s-au închis în preajmă 5 localuri. 5 localuri s-au închis în perioada asta și se deschideau și se închideau și, sincer, plângea sufletul. Noi când ne uitam la asta, pentru că noi înțelegeam că același pericol ne paște și pe noi, dar tfu-tfu-tfu. Voi aveți clienții fideli, da. Și imaginea bună. Știi ce m-am gândit? Da. Putem să dăm cuiva o cină romantică aici la voi? Da, sigur. Să le dăm ce au ei de făcut pentru asta? Să dea share la video-ul ăsta, pe care l-am făcut noi acum, și să scrie în comentariu de ce trebuie anume el să câștige această cină romantică. Și apoi Natalia Morar va alege personal cel mai bun comentariu. Asta tu ai învățat de la... Eu știu, exact așa face Dudi, cel mai bun vlogger jurnalist din Federația Rusă acum. Exact așa el face. Da, de la cineva. E o idee, nu? E o idee foarte bună. Adică cineva are posibilitatea să aibă cină romantică, să-și aducă iubita, sau iubita, iubitul, sau soțul, soție și așa mai departe. Se poate chiar, sorry, nu vreau să supăr pe nimeni, dar noi suntem și un restaurant gay-friendly. Noi am nimerit. Deci chiar și iubit, cine vrea cu cine vrea. Și iubit, da, iubitul, și iubită, iubită. Noi vrea, suntem absolut open-minded. Două persoane. Da. O cină pentru două persoane. Scrieți în comentariu de ce voi trebuie să o primiți, să petreceți timpul frumos la propaganda și neapărat semnați numele vostru. Cine e, da? Semnat. Și noi deja vom. Natalia deja o să aleagă cine e și în ediția următoare noi vom anunța câștigătorul. Bună idee de promovare a și important, da, share la video-ul ăsta. Apropo, învățați, asta se numește social media marketing, așa se face. Dacă vrei să crești vizualizări, fă-i pe oameni să facă share, like, dar pentru, în schimb să primească ceva pentru asta. Știi care noi... Canalul ăsta, de fapt, există, nu pentru bani, deocamdată, dar pentru faptul că interacționăm cu oameni tare buni, de la care avem ce învăța. Și mai ales prin intermediul lor, putem întâlni și alți oameni interesanți și putem oferi și un pic de valoare informațională și un pic de valoare chiar palpitabilă. Deci o cină romantică, da, de la tine. Da. Așa că toată lumea are de câștigat. Absolut, mi-mi place ideea. Hai să mergem la televiziune. Hai. Să vedem cum stau lucrurile acolo. Rămânem la Te Testez cu Natalia Morari. Ne revedem curând! Natalia, care a fost prima ta tangență cu acest post de televiziune? Nu, prima mea tangență a fost cu postul de televiziune TV7, care acum e TV8. Da. Asta a fost începutul anului 2013. În calitate de? Prezentator al emisiunii Politica. Eu am venit cu talk show Politica aici, deci Politica s-a născut aici. Și cum s-a acel efectuat talk show, transformarea? Da. Pe urmă eu m-am lansat aici, Interpol. Nu, eu ți-am zis, tu m-ai întrebat deja, din păcate, media în Republica Moldova nu mai este business. Acel care vă spune că media este un business, orică, virgulă, controlează 65% din piața publicității din Republica Moldova, dar noi știm cine asta este, ori minte.
Deci media, media nu mai este o afacere. Din publicitate la televiziune nu faci business. Imposibil, pentru că costurile sunt mult mai mari decât poți vinde din publicitate, îndeosebi dacă ești un post de televiziune independent, care mai critică guvernarea, care... Înțelegi, la noi totuși piața publicității funcționează ca și orice în Republica Moldova, Există lucrurile sensibile, există afacerile care nu vor să riște, pentru că acum în țară lucrurile stau așa încât mai bine să nu te cerți cu anumite persoane. Asta ar însemna să nu susții anumite instituții media, să susții în sens direct de a da publicitate. De ce așa postul de televiziune ca al nostru suferă? Și unica posibilitate pentru noi de a supraviețui este să apelăm la ajutorul partenerilor de dezvoltare. Așa s-a născut ideea atunci când deja era absolut clar că TV7 nu mai poate supraviețui pe cont propriu ca afacere. Decizia a venit eu spune că dintr-o pornire de asta patriotică. Era mult mai ușor de închis afacerea și a fost mult mai greu de continuat că ea... De făcut așa că ea supraviețuiască, și atunci noi am ajuns la ideea că TV7 va fi preluat de o asociație non-profit. La început ideea era că noi vom prelua 75% din acțiunile televiziunii, deci noi devenim proprietari majoritari. Și noi fiind o asociație non-profit, putem aplica la granturi, fonduri și dezvoltăm TV7 în altceva, deci reformăm acest post din televiziune. Pe parcurs lucrurile s-au schimbat. Și nu într-o direcție foarte bună, de ce noi la etapa actuală deja preluăm tot ce înseamnă TV8, deci asociația noastră non-profit, din care fac parte mai mulți jurnaliști, lideri de opinie, Igor Boțan, Mariana Rață, Cristina Guțu. Noi acum suntem la, eu așa spun, etapa de finalizare, care din păcate nu ține de noi. Consiliul Coordonator al Audiovizualului ne blochează transfer de licență de la compania privată Analytic Media Group către Asociația Obștească Media Alternativă. Asociația Obștească este cea pe care noi am creat-o. Este acest transfer de licență TV8 pe noi acum tare împiedică, pentru că există donatori care vor să ne susțină și toți așteaptă finalizarea acestui proces, pentru că noi am anunțat că această televiziune devine televiziunea care va fi gestionată și va fi în proprietate unei asociații non-profit. Ideea a fost una foarte simplă. Oricum pe media bani nu faci, dar să încerci să salvezi o platformă liberă care ar putea găzdui jurnaliști independenți, proiecte independente, oameni independenți, lideri din societate civilă, lideri de opinie și așa mai departe, acest efort trebuie depus. Și iată de aici a venit ideea TV8. TV8 mai mult decât TV7, TV8 care găzduiește mult mai mulți oameni decât găzduie TV7. Dacă la TV7 era un singur talk show al meu, acum noi avem în fiecare zi talk show-uri care le moderează liderii civici sau lideri de opinie sau jurnaliști, Marian Rață, Sergiu Tufilat, Mihail Sirchili, Igor Boțan, Andrei Popov, Vitalie Sprânceană, Angela Stafia, Ala Donzu, Diana Guja, Angela Frolov, Angela Broșoveanu, deci lista este Andrei Bolocan, Vasile Botnaru de la Punct și de la Capă de la Europa Liberă, noi pur și simplu preluăm proiectul lor. Deci noi am devenit o platformă care preia tot ce este mai bun din punct de vedere al calității, din punctul nostru de vedere, și tot ce este liber. La noi apar proiectele Ziarul de Gardă, Europa Liberă, DIES. Deci noi am decis să devenim un hub a celor care încă mai încearcă să facă jurnalism liber în Republica Moldova. Tu, personal, unde vrei să ajungi? Care e scopul tău? Nu, vezi cum, măreți. Vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. De ce eu prefer să nu... Nu, știi, noi ne schimbăm. De ce eu pot să-ți spun acum unde eu vreau să ajung, dar peste 2 ani eu voi fi altă persoană și îmi voi fi pe urmă rușine pentru ceea ce am spus eu acum. Scopurile se schimbă. Scopurile se schimbă, dar există o linie pe care eu totuși în viața mea, de care eu mă țin. Pentru mine este tare important să fac schimbarea. Știi, fiecare are drive-ul lui. Odată la 3 ani sau mai des?
nu, se fac schimbarea în jurul meu, în sens. Nu schimbarea în mine, schimbarea în jurul meu. Deci mie îmi place când eu simt că pot schimba lucrurile înspre bine. Cel puțin eu așa simt că înspre bine. Cum o fac? Prin intermediul emisiunii sau prin intermediul, nu știu, încercării de a lupta, de a salva o televiziune și de a crea o platformă, nu pentru mine. Pentru că eu mâine pot să dispar, să nu mai fiu la postul ăsta de televiziune. Dar este tare important ca toți acei oameni care astăzi fac jurnalism independent să aibă o televiziune la care ei ar putea veni și gratis să-și plaseze proiectele. De Doamne, să fie încă plătiți bine, să facă știri care nu sunt influențate de niciun partid politic. Știi, ideea că o televiziune este guvernată de jurnaliști și aparține jurnaliștilor, mie îmi pare absolut fenomenală. Și eu sper că nu o să ne reușească. Noi facem tot posibil că nu o să ne reușească acest lucru. Și deja publicul să ne judece. Dar unde eu vreau să ajung? Eu vreau să nu-mi fie rușine. Nici peste 5 ani, nici peste 10 ani să mă uit în oglindă. Și dacă nu-mi va fi rușine, atunci eu probabil voi ajunge acolo unde trebuie. Eu pot greși. Noi toți suntem oameni, noi greșim. Uneori noi facem lucruri, comitem prostii din necunoaștere, din naivitate, din mai multe motive. Dar e important, chiar dacă ai comis o greșeală, să știi că tu ai comis-o nu pentru că ai avut reavoință sau ai fost plătit de cineva sau... Pentru mine asta contează. Dimineața să mă trezesc și să știu că da, am rămas fără bani, da, am pierdut, da, sunt blocat, da. Dar în același timp eu sunt în interiorul meu persoană liberă, pentru că asta contează. Ai făcut ce ai simțit. Da. Oameni buni, este așa o idee. Pentru vlogul Te Testez să apară la TV. Oh, e bună idee. Scrieți-ne în comentarii părerea voastră, dacă vreți să întâmple acest lucru. Și dacă aveți sugestii pentru a-l face mai bun, le așteptăm, ținem cont de ele și îmbunătățim conținutul pe care îl aducem în exclusivitate pentru voi. Noi suntem extrem de deschiși pentru discuții. Noi suntem bucuroși să-i găzduim pe tot cei buni. Welcome! Ați înțeles? Dacă are cineva proiecte bune, de calitate, interesante și relevante, sunteți așteptați. Da, absolut. Veniți la TV8. Îți mulțumim tare mult. La fel. Dorim multă baftă și high five. Da, ne vedem. Mersi mult. Îți mulțumesc. Super.